domnișoarelor și domnilor, bun găsit, vă spunem de la Clinceni, aici pe FRF TV, APM Day, Ligă Secundă, Medaloglobus, viitorul Pandurii Târgu Jiu, etapa 13, o etapă importantă, atât la decizia lui Ciumului de a renunța la centrare și ceva probleme pentru obiectivele de a fi de 2 timp. Centrare, Mijeară, ajunge la un moment dat la Aziz, iată-l pe Șeptar, este lângă el Denis Blăzan, capitanul echipei preferă, însă o pasă mult înapoi și o minge înălțat în care o șut puternic al lui Gârbiță intervine, care a valut gata-gata să-l crească prietul. Sunt 6 jucători îmbrăcați în albă, care o lui Metaloglobus, de această dată reușesc mai mult. Să vedem această centrare bună și este gol! Este gol marcat de Aziz, minutul 26. Minutul 26, Aziz 0-1, pauză și la Unirea de Ceste Merisa 1-1, centrare în care cade acolo un jucător al celor de la Metaloglobus, se dă penalti. Se asigură Gabriel Mihulea că totul este ok, fluieră. Dragoș Huiban se apropie de minge, un pas, doi, Huiban, este gol pentru Metaloglobus. 1-1 și fluieră, centralul finalul acestei prime reprize. Cât de bine a venit pentru echipa bucureșteană acest gol. Badio, rămâne din dușă, în marginea care de 16 metri. Și un șut la distanță, oh, ce bombă, intervenție excelentă a lui Dragoș Lupescu. Centralul Gabriel Mihulea pornește și balonul, relare cu capul din poziție foarte bună, foarte bună poziția. A ratat întâlnirea cu mingea, nu și cu adversarul, să-l omoare pe jucătorul celor de la Metaloglobus. Vom avea o relare însă după această contră, iată-l pe Huiban, Huiban pe post de servat, centrează bine, atenție, gol! Excelent avantajul lăsat de arbitrul Gabriel Mihulea. Nu știu câți arbitri ai făcut asta, la ce faul a comis jucătorul cel de la viitorul Pandurii Târgu Jiu. Centrează acolo în fața porții lui Nedelcovic, este Nedelcovic, dar este rău și ce ocazie, ce ocazie are viitorul Târgu Jiu. Georgian Honciu a încercat poarta, Honciu trimite peste zid și parează Dragoș Lupescu. Centrare, reluare cu capul, iese și cade penalti. Nu, se ridică Fanion de la margine, cred. Ia de pe cei de la viitorul Pandurii în această etapă cu numărul 13. Aceasta a fost transmisia noastră la Clinceni. Încă o dată, rezultat în final. Metaloglobus, viitorul Pandurii Târgu Jiu, 2-1. Rămâneți alături de programele PRF TV. La revedere!